Bună ziua tuturor și bun găsit la canalul meu de YouTube Oracle Scope by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați! De astăzi vom începe seria extragerilor pentru luna februarie 2019 în zona Dragostei și vom uh, extrage pentru fiecare zodie în parte. Pentru acest lucru ne vor ajuta două seturi de cărți de oracol, unul pe care îl știți deja, de Romance Angels, autoarea Dorin Vârciu, iar al doilea set de cărți de oracol este un nou set achiziționat de curând. Se numește citire, Citirea cărților de cristal, autoarea Rachel Sherman. În unul din videourile mele viitoare vă voi prezenta mai pe larg acest nou set de cărți, astăzi doar făcându-le extragerile și, bineînțeles, explicându-vă însemnătatea cărții și a cristalului. Deci vom începe cu fiecare zodie în parte, vom extrage trei cărți din setul de cărți a autoarei Dorin Borciu și o carte din uh, setul de cărți de cristale. Bună ziua, RAC! Continuăm cu uh, voi. Uh, Zodia RAC s-a clasat pe locul 2 în luna ianuarie din punct de vedere al uh, vizualizărilor. RAC este zodie de apă, începe din 22 iunie și ține până în 22 iulie. Deci și pentru voi vom extrage trei cărți din setul de cărți de oracol de Romance Angels. Autoarea Dorin Vărciu. Cartea din mijloc va reprezenta prezentul, cea din stânga trecutul, iar cea din dreapta viitorul apropiat. Prezent, trecut, viitor și o carte din setul de cărți de oracol Citirea cărților de cristal, autoarea Rachel Sherman Vom extrage o carte, după cum spuneam, și vom vedea care este cristalul și culoarea și chakra corespunzătoare, mesajele acestui cristal și recomandările ei a cărții și a cristalului. Le vom lua pe rând. Rac, prezentul pentru voi este aceasta, acesta ar putea fi alesul sau aleasa. Trecutul nu foarte îndepărtat, separare iar viitorul sentimente romantice cristalul pentru voi rac este diopside Vom vedea ce semnificație are fiecare din aceste cărți și ce recomandări are pentru voi. Deci, în trecutul nu foarte îndepărtat, RAC ai avut parte de o separare sau ă, această carte de energie încă se mai resimte și în prezent, ceea ce înseamnă că timp de parte de partener se, răzește, se zărește la orizont, este și mesajul cărții. Îngerii iubirii sunt pregătiți să te ajute în această dificilă perioadă de separare cu partenerul tău. Ai susținerea angelică din partea îngerilor atâta timp cât sunteți departe unul de celălalt. Îngerii vă vor ajuta uh, să vă umple timpul cu activități sănătoase care vă vor ajuta relația. Aceasta poate să indice o despărțire temporară, și acest lucru se întâmplă când partenerul călătorește în scop profesional. Sau ia acea perioadă din viața ta când ești singură și te pregătești pentru o nouă relație. De asemenea, poate să însemne o separare sau un divorț. Chiar mai pe înger să te ajute să te ghideze în această tranziție, indiferent care este situația prin care treci. Îngerii te pot ajuta să descoperi cum ai putea să te vindeci pe măsură ce îți petrești timpul și cum să te pregătești pentru următoarea etapă din viața ta. Prezentul pentru voi, Rac, este reprezentată de cartea. Acesta ar putea fi alesul. Mesajul cărții este că deja ți-ai întâlnit partenerul romantic pe care îl cauți. Probabil ești în relație deja cu această persoană. Îngerii iubirii ți-au trimis această carte pentru ca se pare că nu ești 100% împlinită și nu te bucuri pe deplin de potențialul partenerului sau a relației în care te afli. Dacă nu ești într-o relație, s-ar putea să omiți pe cineva care ți este destinat pentru că acea persoană arată sau se comportă diferit de ceea ce ți imaginai tu. Gândește-te cine ar putea fi acea persoană. Următorul pas pe care ar trebui să-l consider să-l faci este să-i chem pe îngerii iubirii și să-i rogi să-ți ofere informații clare despre partenerul romantic, indiferent dacă te afli într-o relație sau nu. Pe timpul nopții, în somn, ești mult mai deschisă spre ghidări angelice. Când te trezești, poate că nu-ți vei mai reaminti visurile, dar vei avea acele romantice simțuri care apar într-un cuplu. Acționează conform sufletului, chiar dacă pare să nu aibă legătură cu viața ta romantică. Ai încredere că îngerii te vor ghida spre cel sau cea care ți-l dorești. Iar Viitorul apropiat pentru voi rac este reprezentat de cartea uh, sentimente romantice. Mesajul acestei cărți este: sentimentele tale sunt reale și merită explorate. Agitațiile din inima ta reprezintă cântecul romantic care te cheamă. Această carte a venit la tine ca să te ghideze pe drumul acestor sentimente pe care le experimentezi. Probabil ai întâlnit deja pe cineva care ți-a făcut inima să-ți salte și întrebarea ta este dacă să urmezi această persoană sau nu. Este, după cum vedeți, continuitatea acestei cărți și, în unele cazuri, s-ar putea și continuitatea primei cărți. Separându-te, fie v-ați descoperit că nu vă potriviți unul cu celălalt și. Ați hotărât să mergeți fiecare pe drumuri separate, fie uh, -ați, uh, ați făcut o reconciliere a relației și uh, v-ați dat seama că acesta îți este alesul sau aleasa, iar uh, următoarea carte care ne prezintă sentimente romantice uh, ne confirmă încă o dată acest lucru că probabil ți-ai întâlnit deja persoana dorită. Chiar dacă în acest moment ești singură, tot poți face ca aceste lucruri să se întâmple, deci ca să ai parte de mai mult romantism în viața ta. Trebuie să preiei inițiativa și să faci lucrurile ca să devină realitate. Poți de asemenea să atragi în mod at activ dragostea, în primul rând, afirmă că este deja în interiorul tău. Unul dintre voi, tu sau partenerul, va aduce cu siguranță aceste sentimente la suprafață. Cu cât afirmi mai mult sunt iubită sau și iubesc, cu atât atragi în sufletul tău și în relația ta această condiție. În unele cazuri, această carte. Este ca un semnal că ești pregătit sau pregătită să începi o nouă relație. Apoi te va ghida să acționezi uh, în consecință. Iar uh, cristalul cu care puteți să lucrați în luna februarie, rac, este diopside. Haideți să vedem ce reprezintă această carte. Această carte și cristal uh, vine cu mesajul Mama Natură. Uh, ceacra corespunzătoare acestui cristal este ceacra inimii. Uh, această iubitoare piatră este adânc conectată și aliniată cu... Inima pământului. Medicamentul acestui cristal uh, te va ghid ghida uh, în uh, drumul tău. Deci te va ghida uh, cu o sensibilitate spre camerele intime, inimii, camerele inimitale, ca să ajungi să-ți cunoști adevărata esență. Te încurajează să simți, să te simți într-o unitate cu pământul și te binecuvântează și te vindecă cu o conexie sacră. Acest cristal cu vindecările ei miraculoase de, de o iubire divină, te îngrijește, te înrădăcinează, îți dă un balans și are o energie de vindecare feminină. De asemenea această piatră diopside te asistă în vindecarea rănilor care nu au fost vindecate, deci nerezolvate până acum. Însemnătatea acestui cristal sunt următoarele sau însemnă Asistă în conexia cu, deci de la inima ta, la mama natură, prin primirea energiei sale de vindecare. Îți permite să-ți deschizi și să primești și să te iubești pe tine însăți și să îți descoperi iubirea de sine și copilul din tine sau problemele pe care le-ai avut sau le ai cu copilul din tine. Te asistă în identificarea traumelor chiar din pântece. Mesajul cărții de cristal de diopside. Ai atras acest cristal în viața ta astăzi ca să te asiste într-o conexie uh, la niveluri ridicate cu mama natură. Această carte și acest cristal uh, îți înțelege intimitatea și conexia cu mama natură și cu pământul și îți recunoa recuno recunoaște și uh, onorează această intimitate, intimitate la niveluri adânci. Natura te uh, are grijă de tine, îți furnizează, te hrănește și se îngrijește de nevoile tale. Ești foarte conectată cu mama natură tot timpul acesta. Peste ani, în mintea ta, te-ai depărtat de aceste sentimente și s-a creat un sens de separare. Deci, de separare a sufletului tău de mama natură și de divinitate. Acest cristal te poate ajuta să îți recuperezi această conexie cu mama natură și să primești binecuvântările ei și dragostea ei. S-ar putea să te, simt, să te simți că ai nevoie de înrădăcinare și suport în viața ta, iar acest card, această carte a venit astăzi ca să te asiste și să te ghideze. Probabil te-ai simțit un timp mai îndelungat, desconectată, deconectată și de această natură de aceea uh, ai nevoie de vindecare și uh, ghidări. Indiferent uh, care ești, este situația în care te afli, mama natură uh, împreună cu acest cristal de diopside, ți-au auzit uh, rugăciunile, uh, te vor ajuta și sunt aici ca să-ți ofere vindecare, suport și să te anunțe că ești iubită. Poți să simți, dacă te concentrezi și intri într-o stare de meditare, poți să simți vibrațiile acestei pietre și acestei cărți sub picioarele tale, sub tălpile tale, care îți vor fi călăuzite, uh, pas cu pas, indiferent uh, unde te afli în această uh, lume și poți să simți, poți să -ți simți bătăile inimii deschizându-se și uh, primind iubirea divină în inima ta și în viața ta este timpul să te reconectezi de rădăcinile tale cu mama natură și cu pământul. Petrece ceva timp în natură, în grădină, fie într-un parc, înconjurată de pomi și de flori. Permitei uh, naturii să te înconjoare și să te reîncarce cu natura ei și cu uh, energia ei de vitalizare uh, în fiecare parte a corpului tău, fiecare celulă tale și a spiritului. Aceasta uh, s-ar putea. Această carte în unele cazuri este posibil să fi apărut astăzi pentru tinerac. deoarece experimentezi ceva probleme nerezolvate cu mama ta sau în jurul mamei tale, sunt ceva probleme sau Chiar tu, fiind mamă, la rândul tău, experimentezi aceste uh, probleme nerezolvate și provocări. Această carte și acest cristal este aici să te susțină, să-ți umple uh, inima cu o iubire necondiționată, să te vindece și să, transform, să te transforme. În acel stadiu al vieții tale, încât să devii mai puternică, mai obitoare cu tine, însă și cu alții din jurul tău. Și totodată te încurajează să pornești ceva în viața ta pozitiv. Pentru Mama Natură, un exemplu ar fi să plantezi un pom, să reciclezi uh, anumite uh, produse și să faci tot ce este mai uh, bun pentru mama natură. Cam acestea au fost recomandările pentru voi rac pentru luna februarie 2019. După cum știți, în uh, câteva zile, două-trei zile, vom uh, Sărbătorii ziua îndrăgostiților. Eu vă doresc o lună februarie plină de iubire, multă sănătate. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine.